Sărbătoarea Sfântului Nicolae reprezintă o sărbătoare dedicată în principal copiilor, care are loc în fiecare an pe data de 6 decembrie, zi care anunță venirea primului moș geros din luna magică a sărbătorilor de iarnă, iar în multe culturi este ziua care anunță sosirea iernii și a Crăciunului. Sfântul Nicolae există cu adevărat, iar el întruchipează generozitatea, dărnicia și bunătatea. De aici și obiceiul de a dărui cadouri și dulciuri copiilor în seara de 5 spre 6 decembrie. Este seara în care micuții își lustruiesc cizmulițele și le așteaptă cu nerăbdare pe Moș Nicolae. Sfântul Nicolae este una dintre cele mai iubite sărbători ale copiilor din întreaga lume, însă bucuria de a primi și de a dărui nu are limită de vârstă. Mai vine Moș Nicolae și pe la dumneavoastră, da? Vine la noi și împărțim darurile. Da? Da, da. Dar primiți și dumneavoastră sau sunteți doar ajutorii moșului primim Nicolae? Primim și noi. Da? Primim și noi, sigur. Vă faceți cadou? Reciproce, punem capucul. Da? Da. Ca în copilărie? De 50 de ani. De 50 de ani? Da. Pregătiți ghetuțele și... Da, fiecare, de fiecare dată, în fiecare an. Să sperăm că vine și pentru mici și pentru mari. Toți le așteptăm cu drag. Da. Ați pregătit așa un buget? Ați alocat ceva? Cam de austeritate pe vremurile astea. Da, și la ce v-ați gândit? Aveți nepoți? Am. Dumnezeu să-i țină sănătoși pe toți. Pentru fiecare... Nu pot să relatez, că poate că se uită și atunci nu mai e surpriză. Oricum, astăzi sunteți ajutorul lui Moș Nicolae. Da, da, tocmai de asta am pornit de dimineață. Elevele Colegiului Tehnic Grigore Moisil și-au luat în serios rolul de ajutoare ale Sfântului Nicolae și umblă prin oraș să adune bănuți pentru copiii nevoiași, vânzând lucrușoare făcute chiar de ele. Poate nu arată chiar așa, dar sunt ok. Ne-am făcut și globulese din asta de hârtie. Da. Și ce faceți cu bănuții? Dânăm la copiii nevoiași undeva, da, și ajutăm cu mare plăcere. E prima voastră campanie? Nu, am mai făcut, am mai făcut în bună. Și merge, e bine. Da. Păi și nu vă e frig? Ba da, îngheți un pic, dar suntem tari, suntem puternice. Așa în copilăria voastră, cum vi-l închipuiați voi pe Moș Nicolae? Un moș care aduce dulciuri. Așa cum era îmbrăcat. Da. Un albastru, cred că era îmbrăcat. Barba albă. Da, da. Albastru, da, și puțin mai slab decât Moș Crăciun. Vine Moș Nicolae sau vine, nu vine? Vine. Nu. Vine. Da. Da. Da? Cu ce? Da. Cu numai lucruri frumoase, cadouri, dulciuri. Da? Și la tine? Da, cu cadouri frumoase și dulciuri. Cum credeți voi că arată Moș Nicolae? Eu îl văd ca și pe un bătrân cu barba așa lungă și, exact. Și eu gri. Într-un costum roșu, nu chiar ca și lui Moș Crăciun. Astăzi am predat la grădinița despre Moș Nicolae. Da? Da, da. Și îl vizualizez așa ca și pe un bătrân foarte drăguț și bun. Dar care ar fi diferența între el și Moș Crăciun? Dacă are tot haină roșie și e tot un bătrân drăguț și cu barba albă? Sunt frați. Da, sunt frați. Da, asta am și spus la grădinița astăzi, că ei sunt frați. Că Moș Nicolae e înalt, cu barbă albă sau gri, îmbrăcat într-o mantie albastră sau roșie, că e mai slab decât Moș Crăciun, am stabilit deja. Însă sunt și copii care nu știu nimic despre moșul cel generos. Vine în seara asta Moș Nicolae la tine? Nu. De ce? Nu vine. Nu vine? Nu știi cine e Moș Nicolae? Nu. Nu i-ați povestit niciodată de Moș Nicolae? Sincer, nu sunt genul ăsta de părinte. Copilul vreau să crească frumos, exact așa cum e, nu tradiții, bag eu în cap tâmpenii. Dar asta nu înseamnă că nu-i fac cadouri, Nici nuielușele nu mai sunt ce au fost odată. Din ce în ce mai împodobite, modele diversificate de la an la an pentru a atrage cumpărători. Până și simbolul nuielușei destinată copiilor neascultători s-a perimat, ea devenind în timp mai mult un obiect de decor și mai nou multifuncțional. Moș Crăciun pentru băieți! Uitați aici, fluieriță la fetițe! Deci, nuielușele lui Moș Nicolae suportă o transformare de la an la an. De la an la an. Fiecare se modernizează. Ne pare rău că nu avem calculatoare, nu avem telefoane, jocuri pentru copii. Acum nu mai prea știu copiii de
Da. Nu e lușă și baston, bastonașe. Da. Am țesut, doamnă, și în război și am tors pe bani. Că eram... Și acum v-ați recalificat. M-am modernizat. Da. Modelul e luat de pe internet, l-a luat... Da, interesant. Până acum n-am mai văzut. E un new entry pe piață. An la an tot mai nou. Internetul, inteligența artificială. Da. Pe internet, că dacă n-ar fi internetul, nu piață. Da, deci motiv de inspirație. Da? Dar și îndemânare, pentru că nu oricine poate să croșeteze. Veni o doamnă și că e mult. Doamnă, dumneata, nu știu să profetez dacă spui că e mult prețul, îți ia timp, deci ori întregi da. Pentru 10 lei, îți ia ori întregi, nu ca să faci un vârf. Da. Tu profetezi, aduci asta, să cureți, să curești, mă rog. Da. Păi acum, nuielușele lui Moș Nicolae seamănă mai mult ca nuielușe de decor, nu mai sperie niciun copil, din contră. Nu, măi, acum... Nu te mai bucură de una de-asta, le trebuie tabletele, trebuie telefoane, moderne. Dar totuși se cumpără, nu? Prea putin poate de altfel. Cele mai generoase ajutoare ale moșului se dovedesc a fi tot bunicii, însă copiii știu că, în schimb, trebuie să fie cuminți și să își pregătească ghetuțele ca să primească ce își doresc. Noi am luat cadourile astea să vedem dacă le aduce Moș Nicolae de seară, dacă e cuminte, dacă nu, poate le duce la altcineva. Îl aștepți pe Moș Nicolae de seară? Da. Și cum îl aștepți tu pe moșul? Să fiu cuminte. Să fii cuminte, dar numai astăzi? Și mâine. Și mâine, da? Și îți aranjezi ghetuțele? Da. Da? Și ce ți-ai dorit tu cel mai mult să-ți aducă moșul? Unicorn. Aduce după cumințenie. Și, da. Văd că sunteți cu clasa de medicamente. Da, și medicamente la cei mai în vârstă și jucării la cei mai mari. Printre dulciuri de sezon, turtă dulce și acadele, haine de lux din blană naturală, în oferta lui Moș Nicolae... Se mai strecoară și câte un mușchiuleț și câte o costiță și câte... Un șoric. Și un șoric. Urechi. Da? Urechi. Care, nu, de niște delicatețe, că doar porcul are doar două urechi. Pielea e puțină, șoricul, că se face slănină și trebuie să lași pe slănină. Și atunci, automat, un pic prețurile la astea sunt mai mărișoare. Mai mărișoare. Am înțeles 100 de lei? Da, 10 lei 100 de grame, 100 de lei kilogram. La șoric și la urechi. Se vinde? Cumpărați? Merge. La 100 de grame? 100 de grame. Fiecare dintre noi credem că am fost cuminți, că am făcut fapte bune și merităm să fim răsplătiți. Dăruind, primim. Și primind, putem dărui la rândul nostru, pentru că spiritul sărbătorilor de iarnă are darul de a ne face mai buni și mai înțelepți.